Marian Lupu, preparatorul fizic care a lucrat mai bine de 10 ani la echipa națională a României, a început treaba la Centrul de Copii și Juniori al Stelei. Cu o vastă experiență în domeniul pregătirii fizice, Marian Lupu a colaborat de-a lungul carierei cu antrenori precum Victor Pițurcă, Walter Zenga sau Cosmin Oloroiu. Cum răspund jucătorii tineri la aceste antrenamente, la aceste circuite? Am făcut un pic mai mult o introducere în mișcările de forță. E destul de greu să le fac să execute corect. Am fost un pic mai dur cu ei, dar vreau să obișnuiesc cu perfecțiunea. Vreau să lucreze corect pentru că dacă nu facem forță, nu putem să ne batem cu cei de afară. Când ar trebui să se dezvolte forța jucătorilor tineri? La ce vârstă? Acum sunt mai multe etape în periodizarea antrenamentului de forță. Începând de la 15 ani, deja se crește ușor la forță. La 17-19 ani vorbim de forță ca la seniori, aproape. Dar până să ajungem să lucrăm forță ca la seniori, trebuie să avem o postură corectă, trebuie să învățăm mișcările eficiente, să angrenăm mușchii care trebuie în mișcare. Deci trebuie un pic de tehnică pentru forță acum și apoi o să lucrăm un pic mai intens ca și contracție musculară. Cum vi se pare până acum potențialul fizic pe care l-au tinerii jucători ai Stelei? Au o pregătire din punct de vedere al rezistenței bună. Am făcut o evaluare. Pentru rezistență e ok. Acum am făcut un antrenament de forță, dar în general la vârstele astea și știu că în țară aici sunt ceva probleme. Se lucrează destul de puțin forță și viteză. El a semnat contractul în prezența directorului tehnic al secției de fotbal a Stelei, George Ogoraru.